Bun găsit, o nouă ediție a emisiunii Cocktail și începem cu un breaking news. În urmă cu puțin timp, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis și a impus scenariul roșu pentru orașul Buzău. Asta înseamnă școli închise, restaurante și baruri, de asemenea activitățile cu jocurile de noroc vor fi de asemenea suspendate. Cinematograful dintr-un mall buzoian de asemenea va fi închis. Și vom discuta despre aceste măsuri, dar și despre evoluția COVID, pentru că astăzi, din păcate, avem un nou record absolut al îmbolnăvirilor de la începutul pandemiei în județul Buzău. Vom vorbi așadar în emisiunea noastră alături de Vasile Minică, lider Cartel Alfa Buzău. Bine ați revenit, deși nu o să discutăm Mulțumesc. Nici de această dată despre vești bune. E această veste de ultimă oră de la Casa Albă, acolo unde, prin sistem de videoconferință, a avut loc Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, un lucru la care ne așteptam, de altfel și despre care am vorbit în ultimele zile aici la Campus TV, din cauza faptului că rata de incidență la nivelul municipiului Buzău a depășit 3 la 1000 de locuitori, se impune scenariul roșu. Spuneam școlile că vor fi închise, asta până când nu se va lua acea decizie despre care s-a vorbit aseară la nivel național. Un lucru este cert. Se ia, nu se ia. Școlile vor fi închise în municipiul Buzău începând de luni 9 noiembrie. Pentru că există și acum discuții legate de, până la urmă, oportunitatea închiderii școlilor. Pentru că multe state care se confruntă cu mult mai multe cazuri, Franța, Germania și multe alte state au lăsat școlile deschise. Da, așa este. E o întrebare dacă noi sau ei procedează corect. E greu de spus. Eu am mai spus că aceste măsuri sunt niște măsuri asumate și până la urmă decontate de către mediul politic în special. Sunt păreri cumva divergente și în ceea ce privește poziția unor specialiști cu privire la măsurile care ar trebui luate. Este clar pentru toată lumea că ceva trebuie făcut, dar faptul că se iau măsuri în anumite domenii de activitate, iar în altele se lasă, cred că nu este bine. Cred că până luni, când la nivel național se va lua o decizie, vor mai fi multe modificări, pentru că simt așa că populația nu este mulțumită de modul în care gândește în momentul de față guvernul și chiar președintele României. De fapt, am și văzut că să nu mai deconteze guvernul aceste măsuri și le-a asumat președintele. E un lucru asumat, vom vedea cum vom trece această perioadă și care vor fi măsurile concrete. Oricum, nu pot să nu spun din start că nu mi se pare corect să închizi piețele și târgurile și piețele acolo unde... Piețele închise, atenție! Piețele organizate în spații închise. Da, dar să știți că sunt foarte multe piețe în orașele mari care sunt închise tocmai pentru a păstra un microclimat și așa e mai departe. E o întreagă discuție legată și la nivelul municipiului dacă se închide sau nu piața centrală. Păi chiar e discuție care acoperiș lateral spațiu prea mare nu e, e de discutat. Unde se încadrează? Da, o să discutăm despre toate acestea puțin mai încolo și să revenim la închiderea școlilor și la situația de la nivelul județului Buzău, dar în special la nivelul municipiului, urmarea hotărârii din această după-amiază a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. La telefon îl avem pe inspectorul școlar general, profesorul Ionel Meiroșu. Bună seara, domnul general! Bună seara! Bună seara! Da, așa cum ați anticipat și ieri, astăzi s-a luat această decizie de închidere a școlilor ca urmare a intrării în scenariul roșu pentru municipiul Buzău. Aici lucrurile sunt destul de clare. Toate unitățile de învățământ își suspendă activitatea începând cu data de 9 noiembrie. Asta vorbim cu rezerva că până luni e posibil să vină cealaltă decizie care lămurește și mai mult lucrurile în privința asta.
Da, așa cum ați luat la cunoștință și dumneavoastră, hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Buzău, ca urmare a ratei de incidență de 3,26 la mie pentru municipiul Buzău, a hotărât nu închiderea școlilor, suspendarea cursurilor față în față și desfășurarea lor în online. Începând cu data de 9-11 pentru 14 zile, cu posibilitatea de revenire dacă rata de incidență superă modificări în minus, așa cum ne dorim cu toții. Bun, domnul general, mergem mai departe cu discuția și este iminentă închiderea tuturor școlilor de la nivel național. Eu spun închiderea pentru că vorbesc fizic de unitate de învățământ, da. Nu mai ai acces în unitate, orele mutându-se exclusiv online. Și evident că prima mea întrebare este legată de ce facem cu elevii care nu au acces la învățământ online. Pentru că, din păcate, avem și la nivelul județului nostru astfel de cazuri. Până vor fi asigurate dispozitivele pentru fiecare copil care necesită acest lucru, chiar acum am avut o videoconferință cu colegii directori din unitățile de învățământ, își vor desfășura activitatea și prin diferite mijloace, că prin WhatsApp, dacă au acest tip de conexiune, dacă nu, găsesc o variantă de și o posibilitate de a transmite și de a ajunge la fiecare copil care se află în dificultate de a avea conexiune, teme și lecții. În altă ordine de idei, destul de multe UAT-uri au procedat la achiziționarea fie prin școală, fie prin primărie, fie prin parteneriat. Unele sunt aduse, sunt deja în școală, altele sunt într-un stadiu de selecție, de validare a ofertantului respectiv și urmează să fie aduse fizic în școală, ca și cele pe care ni le-a repartizat Ministerul Educației, care sunt la fel în curs de a fi transmise la nivelul județului și apoi noi să le transmitem în școli. Pe piață, într-adevăr, este un deficit de astfel de dispozitive. Se găsesc destul de greu și timpul de achiziție, de aducerea lor fizic în școală la cumpărătorul respectiv este relativ mare. Cele mai grele dificultăți sunt cele pentru localitățile unde conexiunea la internet nu există sau este foarte slabă. Dar și aici avem un proiect derulat de Ministerul Educației și în mare parte s-au rezolvat situațiile prin diferiți operatori care au fost repartizați în localitățile din județul Buzău, tocmai pentru a realiza această conexiune la internet. Dar procesul încă nu este finalizat. Bun, asta sunt lucruri în derulare, în desfășurare, domnul general, și din păcate de luni, dacă va fi luată și această decizie anunțată de președintele Klaus Iohannis, vor fi foarte mulți elevi buzeni, copii buzeni, care efectiv nu vor avea acces la educație. Deci accesul lor la educație va fi îngrădit din cauza situației date. Da, nu aș spune îngrădit, ci doar mai dificil. Pentru că ce a spus dumneavoastră acolo sunt niște cazuri și izolate și punctuale cu rezolvări din astea așa, dar sunt situații în care anumite familii nu au efectiv un telefon din ăsta, smartphone. Nu au. Ce fac copiii aia? Adică nici telefonul nu este rezolvare, nu este o problemă, ci un dispozitiv gen laptop sau tabletă. Da, pe telefon pot intra, de pe telefonul smart pot intra, sunt tot felul de... Da, se pot conecta, e o soluție. Așa este, dar repet, sunt din păcate multe familii care nu au aceste posibilități și nu vor avea acces la educație. Și dacă stăm să ne gândim și la termenul inițial avansat de autorități, o lună, adică 30 de zile, e cumplit. Poate sunt elevi care vor da examen la anul. Examen da, cred, un termen maximal. Speranța mea este că nu se va derula sau, mă rog, ar fi scenariul cel mai sumbru să se deruleze, să se desfășoare pe 30 de zile această stare, dacă se va implementa.
Dar se găsesc soluții punctuale și asta am cerut colegilor să ne prezinte variantele lor, variantele care sunt la îndemâna lor acolo, la fiecare în parte, fie de a se reuni la unul din colegii care au dispozitiv și pot și sau sunt câte doi acolo, fie cadrul didactic găsește diferite modalități de a aduce, de a transmite elevului, elevilor care sunt în dificultate, temele, se pot recurge la diferite modalități de învățare, la diferite modalități de evaluare. Așteptăm și noi să primim de la colegi variantele care cred că le sunt cele mai potrivite și adecvate, date fiind situațiilor punctuale ale fiecăruia în parte. Așa este și eu insist pe acest subiect, pentru că atenția în această perioadă va trebui îndreptată către acești copii care sunt văduviți de anumite, să zicem, materiale necesare pentru acest învățământ online. Sunt convins că mesajul a fost destul de clar pe care l-ați transmis directorilor de unități de învățământ, iar aici, la nivel de teritoriu, la situațiile acestea speciale, trebuie totuși un efort și din partea profesorilor și din partea părinților să existe acolo, să existe o posibilitate prin care acești copii să nu fie abandonați. Nu cred că nu se depun eforturi din partea colegilor și din partea părinților, elevilor noștri. Mai mult decât atât, am transmis recomandarea în școli ca ai noștri colegi să vină să desfășoare activitățile didactice de la școală, pentru că acolo avem laptop, cameră video, tablă, sunt discipline care se pretează la a folosi tabla foarte puțin sau deloc și discipline la care nu putem să nu folosim tabla sau putem să avem alte dispozitive de scriere. Sunt cazuri și cazuri. Școala este deschisă pentru a fi utilizată de cadru didactic în transmiterea lecțiilor către elevi. Deci, la capitolul cadre didactice fără dispozitive sau cu dificultăți, putem să spunem că este aproximativ rezolvată în proporție de 99%. Mai avem acest capitol cu elevii de a le asigura. Și aici sunt situații și situații. Sunt care nu au deloc, sunt care au doi, sunt doi, trei frați de un dispozitiv. Și atunci, și pentru ei, din acest motiv am cerut fiecărui director să ne prezinte într-o situație măsurile pe care și le propune a le implementa, începând chiar de mâine. Pentru că, într-adevăr, așa cum a spus și dumneavoastră, este posibil ca de luni toate școlile din țară să intre în scenariul online. Este posibil să se implementeze chiar de luni sau să mai dureze puțin. Cam care e cifra, estimativ vorbind, de elevi care nu beneficiază de aceste gadgeturi? În jur de 6.500 până în 7.000. Undeva înseamnă cam un 9% din totalul elevilor din județul Buzău. Am înțeles. Bun, o ultimă întrebare. O clipă, această cifră este cam de o săptămână. Au fost datele colectate. Am înțeles. Astăzi, garantat, sunt mai puțini, dar noi o folosim pe cea mai nefavorabilă. Da. Bun, domnul general, o discuție, vă lansez o dezbatere, dar să fie scurtă totuși, legată de închiderea școlilor. Nu știu dacă știți, în alte state și de fapt în majoritatea statelor unde situația este mult mai gravă față de ceea ce se întâmplă sau față de cifrele pe care le avem la îndemână în țara noastră, educația a continuat. Sunt exemplele statelor Franța, Germania, Austria și multe altele care se confruntă cu, și în Marea Britanie la fel, educația a continuat în școli. Cum vedeți dumneavoastră această problematică? E chiar, se impune închiderea școlilor? Chiar de fiecare dată când ați intrat și am avut aproape zilnic discuții, a spus că mediul școlar nu este un mediu foarte riscant și drept dovadă și cifrele, că nu au fost foarte multe îmbolnăviri. Nu. Școala a fost un transmitător sau un facilitator în a transmite virusul. Nici elevii, când de vârste mici, nu trec mult mai ușor peste acest virus.
Dar nu cred că există, și nu m-aș hazarda să emit o părere, pentru că nu există o soluție și o variantă, o rețetă pe care o pot adopta, o putem adopta cu toții. Sunt păreri și păreri în funcție de specificul fiecărei națiuni, specialiștii pe care iau și consultă și emit diferite ipoteze. Noi încercăm această variantă, se pare. Vom vedea. Bun, mulțumim încă o dată pentru intervenția, domnul general. A fost șeful educației Buzoiene, profesorul Ionel Meiroșu. De ce întreb, domnul Minică? Pentru că, uite, sunt localități care nici nu mai au cazuri active în momentul de față. Localități care nu au nicio treabă să fie foarte mulți oameni acolo, care ar putea să aibă în continuare școlile deschise. Nu știu de ce generalizăm la nivel național această decizie în condițiile oricum în care sunt debusolați și elevii și părinții, suntem cu toții de cum a început anul școlar cu toate măsurile astea și așa mai departe. Nu pot să înțeleg, până la urmă s-a vorbit de acea autonomie, la un moment dat ați văzut deciziile până mai ieri au fost luate la nivel local. Bă, vă descurcați. Păi, lasă în continuare chestia asta, pentru că, nu știu, Dumnezeule, să închizi școlile, mi se pare... E o lipsă de coerență în coordonare, pentru că, la un moment dat, eu am zis, da, domnule, fug de responsabilitate și transmit fiecăruia să ia o decizie, dar una peste alta era corectă, pentru că o luai în funcție de ce se întâmpla concret, în localitate, în oraș. Acum, dacă se va da, că încă nu știm, sunt doar recomandări, închiderea școlilor în toată țara... Bun, dacă a zis-o Iohannis, ce să mai... Despre ce vorbim? Dacă a zis-o, dar cu plăcere. Eu am semnale că duminică... Vă vedeți pe Anisie, care e șefa educației? Eu văd că domnul președinte, stați așa, că noi vorbim aici despre educație, domnule, și așa i-am terminat pe copiii ăștia, cu online, ba la școală, ba online, ba așa. Acum, iar îi ducem... Îi sacrificăm în continuare. Domnul Mihăiță, eu am informații că duminică va fi o zi grea pentru politica românească, pentru că cetățenii nu suportă. Și cred că duminică vor fi demonstrații. Ori demonstrațiile vor schimba radical deciziile politice. Deci, haideți să mai avem răbdare. Credeți în demonstrații care eu pot cred, schimba? Eu cred, pentru că acum acolo e vorba de viața unora din punct de vedere economic. Închiderea restaurantelor, închiderea unor obiective economice și așa e o perioadă destul de lungă în care anumite categorii profesionale nu au avut o sursă de venit și lucrurile nu sunt atât de ușor de suportat de către cetățeni. Eu nu spun că va fi bine, nu spun că va fi rău, dar un lucru este clar. În democrație trebuie să ții cont și de părerea cetățenilor. Și cred că dacă se va mobiliza, eu așa am informații în momentul ăsta, și se va ajunge la o demonstrație, mediul politic se va scutura puțin și va gândi mai mult decât acum, indiferent cine și la ce nivel va spune că așa va trebui să fie. Da, om trăi și om vedea. Eu n-aș crede într-o mișcare din asta atât de puternică încât să... facă pe decidenți să se răzgândească. Sunt într-adevăr multe frământări în zona asta a producătorilor când au auzit de piețe închise. Și aici discuțiile până la urmă sunt interminabile și comparațiile sunt destul de clare. Iată, avem, să zicem, domnule, închidem piețele, da? Unde se vor duce oamenii în condițiile astea? Vor fi și mai mulți oameni la supermarketul, unde aglomerația este mult mai mare față de piețe. Probabil că vor găsi ad hoc, să spun, anumite zone unde să pot să vândă legumele și astea. Cred că se vor mobiliza, dar nu e în regulă să închizi totuși piețele care, pe lângă producătorii autohtoni ai noștri, mai sunt acolo și alte magazine cu tot felul de produse. Dacă ai închis piața, e clar că toate activitățile alea economice de acolo sunt în faliment. O lună de zile pe produse perisabile înseamnă faliment.
Bun, revenim la școli, domnul Minică, și spuneam exemplele din alte state. De fapt, în majoritatea statelor unde au fost impuse restricții din acestea aproape de starea de urgență sau similare cu cele impuse în starea de urgență, școlile au rămas deschise. Tocmai pentru că s-a stabilit, domnule, că nu este un factor care să conducă la răspândirea comunitară a virusului. Prin măsurile luate la școală și așa mai departe. Fiecare după ce își ia copilul de la școală sau fiecare copil e responsabil ceea ce face în comunitate ulterior. Pentru că acum, da, mutăm în online. Dar după ce termină orele, elevii se pot duce să plimbe, să joace, să se întâlnească, să meargă cu părinții prin mall și așa mai departe. Avem o intervenție telefonică. Bună seara! Bună seara! Să rămână, doamnă! Vreau să vă informez că se închid numai piețele închise, cum ar fi Dorban, Slavoi... Corect, piețele închise. Așa, piețele deschise, cum e Piața Mare, rămâne deschisă. Să știți că e o discuție și vorbeam mai devreme despre asta, cu piața... Nu, au fost deja anunțați comercianții din Piața Mare, chiar ați cunosc pe cineva și spunea că i-au anunțat că nu se închide Piața Mare. Numai cele închise, din cartiere, gen... Doroban și Micro 5, parcă sunt. Eu astăzi am avut o discuție cu viceprimarul Ionuț Apostu. Care, astăzi. Am înțeles, care nu putea să încadreze dacă piața este deschisă sau nu. Am este, că încă nu a tras cortinele acelea, că nu mai... Dumneavoastră deci, exact. Cât de mizerabilă este da, Piața Mare. Vedeți ce înseamnă, domnule, dacă nu s-au tras cortinele. Vedeți? Păi, iată, domnule, unde am... Cortina, păi, ca la teatru. Vedeți? Dați noroc. Cât de mizerabilă este Piața Mare. Da, da. Este jegoasă. Eu îmi fac mai... Nu chiar zilnic, că stau cu copiii și trebuie să gătesc, dar este jegoasă. Da. Când era directorul vechi, era mai curată, dar acum nici nu mai știu cine e director, dar e un jec pe jos, mai mare rușine. Mulțumim, doamnă, pentru așa intervenție. Așa ceva vă rog. Cu școala 11, păi eu am o nepoată clasa 6-a. Da. Săraca nu mai iese din casă. O să avem, cu toate că ea nu e predispusă, că noi suntem slăbuți toți, dar o să avem numai copii obezi. Pentru că învață după amiază, de la 13:30 începe și până la 19:30, acum se mai mișcă pe aici, că are muzica și... da. Și nu prea... Specificați online, adică să fie online, clar. Online, așa. Dar de ce a învățat online la școala 11? De ce, domnul Mihai? Că trebuia să ducă la școală pentru că, centrală. Pentru că nu s-au terminat lucrările, da. Păi facem locomotive vara și că... Acum o să avem iarna. Timp, acum o să avem timp să terminăm 20 de centrale. Hai să facem vara car și iarna sani, sau cum, Dumnezeu, invers, vara da. Sani și iarna car. O să avem da. Numai copii obezi. Bun, și spune... nu mai fac mișcare. Asta spuneți, că nu mai fac mișcare. Dar ce? Nu da. Poate să iasă afară, să plimbe, de să alege? De când să mai iasă? La 19:30 unde să mai duc? Până în 13:30. Unde? Nu, că așa dimineața face temele. Până să trezești, că somnul e dulce. Unde? Nu. Da. Trăim vremuri, într-adevăr, destul de așa delicate. Așa e, și dreptate, domnul Mică, la școală e siguranță, dar când iese, se duc, se întâlnesc pe la colțul blocurile, încolo, socializează, văd că masca nu prea se poartă. Apropo, eu am dat aseară mesajul, dacă vă aduceți aminte. De acum, nu știu care dintre masca. Ele. Nu știu care dintre ele. E unul din ele, cu masca domnului comisar, cu magazinul. Am înțeles. Oricum, acum masca, uitați-mi să zic, masca devine obligatorie în municipiul Buzău, peste tot, adică... Nu mă deranjează. Cum a spus medicul Arafat, când ieșim din casă, purtăm mască până când ne întoarcem. Da, exact. Mulțumim, doamnă, pentru intervenție. Să rămână sănătate, numai bine. Așa, era bun și amănunt ăsta cu masca, că e obligatorie. Potrivit deciziei luate în această după-amiază de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Deci a anunțat prefectura măsurile și sună așa. Comitetul Județean, mă rog, a luat așa decizii, au hotărât membrii CJSU următoarele, printre altele. Validarea ratei de incidență la nivelul municipiului Buzău, unde rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a depășit 3 cazuri la 1000 de locuitori. Și aplicarea 3.26 este rata. Și aplicarea măsurilor prevăzute în anexa 3, deci rețineți, da? Articolul 1 aliniat 6 și aliniat 7. Articolul 6 aliniat 1 și aliniat 2. Articolul 9 aliniat 2, hotărârea de guvern 856/2020. Privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia privind
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Este comunicarea prefecturii. Ați înțeles, da? Ce se întâmplă? Haideți să vă traducem noi mai pe scurt. E vorba de restaurante și baruri și acele firme care desfășoară activități cu jocuri de noroc. Casele de pariuri. Bine, nu se precizează aici de când vor fi închise. Cred că de mâine, în momentul ce astăzi s-a dat. Mai lasă un pic astăzi, deci... Fugiți în restaurante. I-a terminat pe oamenii ăștia încă o lovitură. Și așa, în vara asta, de când a început pandemia, activitățile astea au supraviețuit, nu au creat profit. Sunt probleme grave. E drept că nu putem arunca numai în spatele sau pe cârca decidenților, pentru că ne confruntăm într-adevăr cu acest nenorocit de virus. Dar cred că am lungit-o prea mult și totdeauna pe noi ne prinde nepregătiți. Pentru că ar fi trebuit probabil să luăm în perioadele când nu erau copiii la școală, în alte perioade de vacanță chiar, aceste măsuri mai stricte și probabil întrerupeam puțin lanțul transmiterii acestui virus. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Mi-e teamă că, domnul Minică, mi-e teamă că alegerile sunt așa ca o barieră pentru aceste măsuri mai drastice. Păi, așteptarea e ca în 2-3 săptămâni să scadă după măsurile astea și să demonstrăm că, de fapt, am avut dreptate că pe 6 decembrie se poate vota. Haideți, domnul. Eu cred că ei așa gândesc. Minică, astăzi am avut record de îmbolnăviri, dar ce record? 149 de cazuri în ultimele 24 de ore la Buzău. Despre ce vorbim? La nivel național peste 10.000. Da, revenind după pauza de publicitate.